Fenomen neobișnuit pentru sfârșit de noiembrie la Timișoara, preț de câteva minute a căzut grindina în tot orașul. De altfel, întreaga țară se află sub informare de vreme rea și ninsori până mâine seară. Detalii despre vreme ne aduce chiar acum colega mea, Cătălina Trănescu. Cătălina, bună seara, te ascultă. Bună seara, Andreea, și bun găsit tuturor! În Timișoara, bucățile de gheață de mărimea unui bob de mazăre au acoperit străzile. Cele mai însemnate cantități au căzut în cartierele din nordul orașului. Imaginile sunt grăitoare dacă ne referim la intensitatea cu care ploaia de gheață s-a abătut asupra Timișoarei. Unii locuitori spun că ar fi văzut și câțiva fulgi de nea. Dacă vorbim de restul țării, valorile termice vor continua să scadă și vor determina o vreme mai rece față de normalul acestei perioade. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade și 5 grade Celsius. În sudul țării, cerul va fi mai mult noros și va ninge în Oltenia, local în Muntenia, dar posibil și în sudul Dobrogei. Restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu norări temporare seara. Și în capitală, mâine vremea va continua să se răcească, devenind mai rece decât în mod normal la această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade Celsius. Iar în ultima zi a lunii, vremea va fi mai răcoroasă decât ne-am obișnuit la finalul lunii noiembrie, așadar temperaturile maxime vor fi de 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, la revedere!